Și bine ați venit la un nou episod de CSGO Case Opening. Bun, este un episod mai special, adică eu am plătit vreo 20 de euro ca să deschid cutiile astea. Bine, cutiile le aveam deja în inventar, dar vreau să strângem foarte multe like-uri la acest clip, pentru că e o pierdere de bani ca să fac acest clip și vreau să-mi arătați suportul, adică peste 500 de like-uri. Știu că e posibil. Bun, hai să trecem la prima cutie. Falcon Case, ok. Nu cred că o să avem noi mare noroc, dar încercăm. Ok. P90 Elite Build. Ia să vedem ce e. Well Worn, doamne, ce cutie prostă. Hai cu Chroma 2. Ok, am revenit pentru că am cumpărat foarte multe Chroma 2 case key din greșeală, pentru că nu am vrut să deschid doar Chroma 2 ori și am stat vreun minut să cumpăr toate cutiile alea Chroma 2. Bun, hai să deschidem următoarele cutii Chroma 2. Pe 250 Valence, ok. Sper să fie măcar minimal wear, adică dacă îmi pică ceva să fie minimal. Field tested, ok. Audio, master volume, ok. Bun, pe care să o deschid? 1, 2, 3, 4. Asta. Sper că o să pice ceva bun. UMP Grand Prix, ok. N-am mai văzut în viața mea de skin-ul ăsta. Deci până acum ne-a picat numai căcat, ca să spun așa. AK Elite Build, să vedem ce calitate. Minimal wear, e ok. Dar am deja redline, deci o să le vind. Încă o cutie. Hai mă, vreau și eu ceva acolo. Roz. Roșu nu cred că o să-mi pice niciodată. Dar roz sau mov. Statrack Deagle. What? Statrack. Ah, Statrack Deagle Bronze Deco. Bă, ăsta e șmecher. Și este minimal wear. Bă, o să joc cu ăsta. Bronze Deco. Ok. Arată mișto. Hai mă, hai cu un roșu. AVP Wormguard. Și ăsta e ok. Măcar e mov. Field tested. Bun. Hai să mai deschidem încă un Chroma 2. Cred că mai avem doar două cutii. Încă una ca Elite Build. Mă, dar pică numai prostii, frate. Deci e pur și simplu o pierdere de bani. De aceea vreau să strângem multe like-uri, pentru că eu pierd bani. Ok, ultima cutie. Hai să fie cu noroc. Negev. Ia, mai avem vreo cutie sau vreo cheie? Nu mai avem bani, bun. Cam atât și cu acest case opening. Sper să strângem peste 500 de like-uri, pentru că eu am pierdut bani. Pentru... adică am pierdut 20 de euro pentru skin-urile astea proaste, adică serios. Puteam de 20 de euro să-mi iau un Cyrex sau ceva. Dar nu contează, eu am făcut videoul ăsta pentru voi, ca să vă distrați, să vedeți cum pierd eu bani. Și da, dați un pumn acelui buton de like, pa, pa.